Bine v-am regăsit, dragii mei, la tarotul zilnic. Haideți să facem etalarea pentru mâine, 2 aprilie 2024, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru domn și pentru doamne, și că minutele vă rog să le notați voi în comentarii și vă mulțumesc pentru asta. Și că vom face 3 variante și va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați mâine, 2 aprilie 2024, evenimente importante. Evenimente importante pentru cei care vă uitați mâine, 2 aprilie. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și o să vedem ce avem și la baza pachetului. Și haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă. Poate pentru mulți dintre voi aici chiar este vorba despre faptul că ați pierdut un cățel, ok? Și asta, sau aveți un cățeluș bolnav sau un animăluț bolnav și poate să aibă culoarea asta, ok? Cu negru, maro, alb. Să fie o chestiune de... Da. Cineva este bolnav aici. Și e un animăluț, ok? Ori o persoană dragă ție. O persoană dragă ție. Da, pentru foarte mulți dintre voi văd că este vorba despre un animăluț. Poate este vorba despre faptul că este foarte bătrân, a trăit destul, aud, destul de mult, adică vreau să spun. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1? Mâine, 2 aprilie 2024, evenimente importante. Ia să vedem. Pentru alții dintre voi, uite, același lucru. Pentru alții dintre voi este vorba despre loialitate aici. Ești loial unei persoane și respecti o persoană foarte mult pentru loialitate. Cineva a dorit aici să nu se termine un lucru, dar se termină. Mâine oficial se termină, ori în seara asta oficial s-a terminat. Fii rar să fie. De ce trebuie să-mi cadă mie lucruri de astea și de ce trebuie să le spun eu? De ce sunt eu aia care trebuie să le spună? O secundă. Bun, mergem pe etalare. Dacă asta e etalarea, asta e etalarea. Fii rar să fie. Aici este vorba despre un bărbat care este mai în vârstă, ok? Cine o fi persoana asta de la tine? Este o persoană care are probleme de sănătate, ok? Te macină acest lucru. Cred că ești bărbat care te uiți aici, dar și pentru doamne. Te macină că o persoană are o problemă de sănătate aici și 4 de săbii cu turnul și împăratul. Nici că nu putea să cadă mai bine de atât, firar să fie. Poftim. Acum eu ce să zic. Ok. Pleacă cineva. Pleacă cineva. Pleacă cineva. De ce pleacă persoana asta? Pentru alții dintre voi vă anunț că poate să fie vorba de un spirit comunică aici, poate să nu plece nimeni, să nu fie decesul nimănui, dar este un spirit care comunică aici și se comunică, am plecat de tot. Ok? Am plecat de tot. Este cineva care a avut o problemă de sănătate foarte gravă și așa a și plecat. Ce s-a ținut de turnul ăsta, de ce a rămas spiritul ăsta aici? Ia să vedem. De ce a rămas spiritul ăsta aici până acum? Pentru că a fost blocat. De ce a fost blocat cu 8 de săbii? Dă-i drumul să plece. Te roagă să-i dai drumul să plece. Ok? Este un spirit din familia ta care te roagă să-i dai drumul să plece pentru că vrea să plece. Și tu nu-i dai drumul să plece. Și aici vorbesc cu persoane văduve sau cu persoane care pur și simplu ați făcut parte din familia acestui bărbat. Nu-i dai, nu, ești familia acestui bărbat, nu-i dai voie să plece. Nu înțeleg de ce nu-i dai voie să plece.
Pentru altele dintre voi e un mesaj cam greu și mie nu-mi plac chestiile astea negative, dar trebuie să le spunem și pe astea. Asta este. Și dacă astea au căzut, astea au căzut să fie la varianta numărul 1. Ideea este că s-ar putea și să ai pe cineva care are o sănătate destul de fragilă și este vorba despre un bărbat, poate să fie bunică, bunic, tată și așa mai departe. Ideea este că tu nu îi dai drumul să plece și chinui pe cineva, ai cineva să chinui aici într-o problemă de sănătate și parcă cineva te roagă să nu-l mai chinui. Aia. Și dacă este un spirit, la fel, te roagă să nu-l mai chinui și să-l lasă să plece. Pentru că tu, prin suferința ta sau cineva a făcut ceva aici, că ține un spirit pe loc să nu plece. Uite, cu spânzuratul s-a stagnat spiritul ăsta în casă degeaba, pentru că el vrea să plece. Uite, doi de săbii invers și sper să-mi auziți cei care vorbesc, aici. Uite, 8 de săbii. 8 de săbii și... uite, nu poate să plece. Dar de ce nu poate să plece? Cineva a făcut farmece pe alega spiritul ăsta. De ce ați făcut treaba asta? E un bărbat care a făcut treaba asta și și-o încasează rând de tot. Spiritul ăsta tăbară în continuu pe bărbatul ăsta. Dacă ești bărbat și tu ești la mine și ești cumva bărbat din leu, berbec, săgetător, fecioară, să știi că spiritul ăsta o să te ia după el dacă mai continui să faci treaba asta. Nu te mint. Deci aici e o etalare specifică. Vezi că spiritul ăsta te ia cu el. Deci cineva care sau poate vorbesc cu cineva din pești aici, poți să ai berbec pești, vezi că te ia cu el dacă mai continui să faci treaba asta. Magicianul și regele de bute. Berbec, uite. Doamne, ce mesaj specific am și pentru cineva. Formidabil, formidabil. Și trebuie să o spun în direct. Un bărbat din berbec pești aici s-a jucat cu un spirit. Ea a făcut ceva malefic. El a încercat să lege un spirit din familia unei femei. Spiritul ăsta acum trăiește în bărbatul ăsta și îl face praf, din toate punctele de vedere. El, care a făcut treaba asta, plătește karma pentru că a încercat să a blocat acest spirit, sau a încercat cu spiritele, nu te știu ce am mai spus, n-ai ce să blochezi spiritul ăsta pur și simplu pentru că l-a folosit în așa ceva în magicianul. El a spus asta e așa că stau pe aici cu tine. Și stă în persoana asta, care e berbec, săgetător, deci aici e un mesaj specific. Și bărbatul ăsta s-a îmbolnăvit foarte rău, cum a fost și spiritul ăsta de bolnav și cum a finalizat spiritul ăsta. Așa o să finalizeze bărbatul ăsta din berbec pești. Pentru că el, undeva la cimitir, s-a dus și a făcut o chestiune de genul ăsta pe spiritul unei, unei femei. Dacă tu ești femeie și ești la mine, vezi că ăsta îți cunoștea un spirit din familie care murise a unui bărbat, s-a dus și a făcut treaba asta și spiritul ăsta acum îl muncește pe bărbatul ăsta, dacă te întreb de ce este bolnav, pentru că el s-a jucat cu acest spirit și nu se lasă până nu-l ia cu el. Deci nu pleacă spiritul, fără bărbatul ăsta nu pleacă. Anunță acum. De ce vrea spiritul ăsta să-l ia pe bărbatul ăsta? Pentru tot ce i-a făcut. Pentru tot ce l-a chinuit. N-avea el nicio treabă. Și pentru ce ți-a făcut ție, care tu ești din familia lui. Și pentru că a forțat, va să zică spiritul ăsta să-ți facă ție rău, care era spiritul tău. Aia. Din familia ta. Cineva s-a jucat cu ce nu trebuie aici. Și uite, el vrea justiție, ăsta e spiritul. Rac pe scorpion. El vrea justiție. El vrea dreptate. El vrea să-și facă dreptate. Și dreptatea este, pleci cu mine. Îi spune bărbatul ăsta, pleci cu mine. De ce ia spiritul ăsta pe bărbatul ăsta? Asul de săbii și diavolul a spus, ești mult prea rău ca să rămâi pe aici. Deci eu vă comunic ce aud, sincer. Deci eu nu am menajamente, vă comunic ce aud. A spus, n-ai ce căuta aici. Noi. Și uite ce-mi faci tu, împozești familia mea, care încă este în viață și vrei să-i faci rău? Stai așa că-ți fac eu ție rău acum. Bărbatul ăsta nu știe cu ce s-a jucat. Ești femeie și te uiți aici la mine. Fii atentă. Bărbatul ăsta care ți-a făcut atât de rău a fost iubitul tău, prietenul tău. Este la necaz mare. E la un necaz mare. Și tu vei fi foarte fericită. Eu nu spun. Să spune să nu fii fericit de necazul altuia. Poți să fii pur și simplu liniștită să trăiești pe mai departe în viața ta. Omul ăsta a făcut ceva ce nu poți să faci așa ceva. Eu mulți v-ați întrebat, păi de ce mai, dacă nu există farmece, de ce mai pui în comentarii? Măi, oameni buni, nu există farmece pentru cei care credeți în Dumnezeu, că nu se pot apropia de voi.
Pentru cei care sunteți credincioși, nu există farmece. Dar să te joci cu spirite de genul ăsta, e treaba și bafta celui care o face. Pentru că el s-a băgat. Asta este, nu o să zic denumirea, cum se spune, când te joci cu spiritele. Dar ce a făcut omul ăsta? Și-a adus decesul în viața lui. Deci, spun direct, este foarte bolnav berbecul ăsta, pești berbec, e foarte bolnav. Și pleacă, uite, pleacă. Să spun că o pleca mâine, dar pleacă în curând. Asta a căzut. De ce li-a spiritul bărbatul ăsta în casă? Vreau să știu de ce poate să piști diavolul. Hai de capul meu. Nu-l lasă să-ți mai facă rău, vrei să te minți? Nu-l lasă să-ți mai facă rău. Spune, tu nu mai ai ce căuta aici, uite. Și el mai are treabă cu o femeie care el a avut treabă din zodie de apă. Că și femeia asta s-a jucat cu el. Ce-o fi căutat, nu știu. Ce-o fi căutat, nu știu. Că spiritul ăsta a murit foarte urât. A murit chinuit, a avut o viață chinuită. El ca și om a fost puznic, singur, sumbru. A avut o moarte destul de grea și... O problemă destul de gravă. El a plâns, a îndurat multe, a trăit o viață singur. Ăsta nici nu știe cu ce s-a jucat. Cum poți să te joci? Eu văd în clar viziunea mea, dar nu o să pot să zic. Cum poți să te joci cu așa ceva? Cum poți să te bagi cu așa ceva, vreau să spun, de fapt și de drept. Deci, el nu s-a dus ca bărbat la spirit, unui spirit din familia lui. El s-a dus la un spirit de la tine. Deci tu ai comunicat că ți-a murit cineva în familie și el s-a dus, dacă știa cimitirul sau unde s-a dus bărbatul ăsta sau numele spiritului de la tine, el fiind un om malefic cu diavolul și ce făcea el, ritualul și așa, nu ritualul, el avea un pact cu diavolul și a fost ceva acolo ciudat și cu regina asta de cupe. Deci spiritul ăsta nu pleacă fără ei. Îți garantez, nu pleacă fără ei. Nu. Un oficial, o femeie din Rac și un bărbat din Berbec pleacă cu spiritul ăsta, nu pleacă singur. Pentru că femeia asta din Rac, bărbatul ăsta din Berbec, pești, ce-au căutat ei? Să contacteze spiritul ăsta și să-l lege și să-l facă să-ți facă ție rău. Că practic era neamul tău. Doamne ferește! Ce vești mi-ai auzit tu mâine? Uite, el e, Berbecul, uite, 5 de săbii. E doborât, nu mai are ce să facă. E finalul lui. Vrei să te mint? E finalul lui. Și auzi? Nu are ce să mai facă. De ce nu mai scapă regele ăsta de pute de spiritul ăsta? Nu mai scapă. Justiția, uite. De ce nu mai scapă? Vreau să arăt direct. Justiția cu diavolul. Acum, de lună în justiție, Elia. Nu mai scapă pentru că este karma. Trebuie să plece cu el. E un mesaj specific aici. Uite, el pleacă, ăsta e spiritul, carul cu lumea, mai acea în cavalul de bâte și pleacă cu ăsta, cu berbecul ăsta tânăr și n-o fi pești berbec. Și că, aha, ce ai făcut? Tu știi că am trăit o viață singur și am fost chinuit și în ultimul hal? Ce ai făcut? Ai vrut să-i faci rău familiei mele și să mă ții blocat și legat ca spirit? Așa că mă ocup eu de tine. Ce ai făcut? Ai făcut rău familiei mele? Uite, tu ca femeie, tu ești zodie de foc. Ai făcut rău familiei mele? Persoanelor mele dragi din familie? Asta ai încercat să faci? Și te-ai folosit de 11.000 de persoane și m-ai chinuit ca să creadă familia mea că eu sunt împotriva lor, când de fapt și de drept tu erai cel care făceai toată acțiunea asta? Să-i urăm bon voyage, că nu mai iese de acolo. Nu mai iese. Dar îți comunică spiritul ăsta care ți-a fost loial, că nu ți-a făcut niciodată rău. Și o să-ți arate că ia pe bărbatul ăsta, pentru că o să-ți arate de unde a venit problema. Aia e vestea pe care eu am să-ți o dau. Și dacă eu sunt un medium, că mulți dintre voi spuneți, nu o să mai zic nimic acum, spuneți, ne spuneți când ce mă interesează. Eu sunt medium. Și pe lângă medium... Nici nu numesc medium. Sunt multe. Eu pot să comunic cu lumea de dincolo. Spiritul ăsta îți comunică ție ca femeie, fii atentă la mine, el a fost loial ție, tu ai crezut că spiritul îți face rău? Nu, bărbatul ăsta s-a folosit de spiritul ăsta și spiritul ăsta îl ia pe bărbatul ăsta cu el. Final.
se întâmplă mâine cu turnul. Și ia și o femeie din Gemeni. Ia nasol, spun eu. Moartea și doi de pentacule, ia nasol. Șapte de bute și magicianul. Îi distruge pentru ce ți-au făcut. Îi distruge. Îi termină. Și sunt foarte speriați, te anunț de acum. Sunt foarte speriați. Ce se întâmplă cu turnul și cartea să vin? Lacrimi, plâns, bărbatul ăsta o să plângă mâine, o să auzi niște vești, uite, spiritul ăsta o să-ți facă dreptate financiară și o să spună jocul s-a încheiat băieților, hai, toată lumea cu mine, îi ia, deci eu aici în direct spun, îi ia, cine a fost împotriva acestei femei, anunț, spirituale, care a avut aici o problemă cu acest bărbat și s-a folosit de acest spirit și a crezut că este o joacă, vai de capul lor. Vai de capul lor. E nasol pentru că n-au ce să facă, n-au cum să lupte împotriva spiritului. Pentru că dacă l-au de sus, i s-a dat acordul să ia cu el. Cu el. Pentru tot ce ți-a făcut ție. De două ori am aici leu, că ești leu. Pentru ce ți-a făcut ție. Femeie. Leu săgetător. Femeie, leu săgetător. Femeie din... aud, stai un pic. Femeie din nu gemeni, vărsător, leu, femeie din scorpion, că a fost și o fecioară implicată în ce a făcut bărbatul ăsta aici. Mamă, ce dureros o să fie pentru ei. Nici nu vreau să intru mai mult în detalii acolo. Specifică e talarea. Ce te așteaptă pe tine, femeia, aici, mâine? Veștile astea pe care le vei auzi în legătură cu ce ți-am spus eu, în primul rând, ce se va întâmpla cu optul ăsta de săbii? Și afli că încetinirea ta s-a încheiat pentru că el, spiritul ăsta, a fost cu un scop în legătura aia pentru că el, săracul, când a plecat, a avut o chestie negativă în sensul, nu știu cum să explica, să înțelegeți voi, cred că n-aș uita prea mult în detalii, el a avut o formă de karmă, de-aia și putut să-i facă, sau ceva de genul ăsta. Iar el acum e liber. Știi ce înseamnă că e liber? O să vezi tu în acțiunile vieții tale și ce sunt. E liber. E liber. E liber și nu pleacă fără ăștia. Cum s-a terminat legătura ta cu obiul săbii? Și ce săbii invers și regele de monede. Mamă, ești un taur implicat. Și ăsta o să pățească nasăl. Ce-o fi căutat și ăsta, nu știu. E și o femeie în taur, fecioară, ca, uite, fecioara care am văzut aici, Capricorn. Îi bombardează, știi ce le face? Le spune, băieți, anunț oficial, este finalul tuturor. De ce ia pe tot? De băi, de asta e un mesaj specific. Din dragoste pentru tine. Din dragoste și pentru că este justiția ta. Roata. Este roata ta. Toți oamenii ăștia în spatele tău te-au trădat, inclusiv ăsta. Ce-o fi crezut el că face? Cum și-a permis el să facă așa ceva? Eu spun tuturor, băi nene, nu faceți așa ceva cu spirite și spiritele altor familii. Pentru că nu știți cu ce vă puneți. Și să atacați pe cineva, păi din start v-ați semnat, știți voi ce. Femeia care ești aici, te pup, te iubesc, știu prin ce ai trecut. Și crede-mă că ce dreptate o să vezi cu ochii tăi. N-a văzut nimeni în viața asta. Deci la tine e o poveste foarte specială ce vezi doar la TV. Și asta o să vadă și persoanele astea. Știi ce înseamnă chestia aia cu te apuc de picior și nu pleci nicăieri? E asta se întâmplă. Și au groaznice chinuri. Deci îi chinuie. Știi ce înseamnă să te chinuie un spirit? Eu vreau să întreb ca să știe persoanele astea cu cine mai ești. Și vezi că spiritul ăsta, el a fost ceva. E ceva care nu te joci cu el. Cine mai e cu spiritul ăsta în ajutorul lui? Oho! Oho! Știi că ți-are cu el? Nu vrei să știi.
și a adus tot batalionul. Și cu 5 de bâte. Și cu împărăteasa. Ma. Da. E dur, le urăm succes. Cum o să le apucăm? Nu știu de ce am un plăcere când spun treaba asta, vrei să te mint? Pentru că nu pot să te mint, pentru că ți-a făcut omul ăsta ce nu s-a văzut vreodată. Și vrei să te mint că eu consider că merită, pentru că asta este karma lui pentru ce ți-a făcut? Ți-a lovit toată familia cu spiritul ăsta, el a încercat să se folosească de el, să ia lui ce era lui ca să fac... Cum a putut să facă așa ceva? Nu se le-a părbat ăsta. E judecată. Pa. Și nu pleacă singur. Mai e cineva. Deci i-am spus, aici e războiul lui pe persoanele care au avut legătură cu împăratul ăsta berbec pești, pentru că el ți-e loial ca spirit, ține minte. El ți-e loial ca spirit. De ce ți-a rămas spiritul ăsta loial? 6 de cupe și soarea. Deci, ești copilul lui, ori ești nepoata lui. O secundă. Ok. Ori ești nepoata lui, ori ești copilul lui. Indiferent cine ai fi, vreau să-ți comunic... Nu, povestea asta m-a impresionat, de jur, deci nu vreau să te mint. Deci m-a impresionat groaznic. Pentru că spiritul ăsta te iubește atât de mult și, practic, e impresionantă, nu, povestea, pentru că el ți-a fost fidel întotdeauna, deci el nu te-ar fi trădat niciodată și tu ai considerat că el ți-a făcut rău. Și te-ai întors de 100 de ori și ai crezut că ți-a făcut rău și te-ai răsucit și te-ai întors pentru că cineva te atacă și încerca să spună că nu este vina lui. Deci ți-a rămas de aia cu 6 de pisoare. Că e familia ta de aia, Hierofantul. E familia ta de aia. Și știe prin ce ai trecut și știe că nu te-ai simțit bine. Și ești din tribul lui. Ești o persoană spirituală. Și pentru că știe cât ai îndurat și l-a spus săracul, îmi pare rău că n-am putut să intervin mai devreme. Vreau să spun pe această cale, acum, când vorbesc eu, el vrea să spună pe calea asta că îi pare rău că n-a intervenit mai devreme. Îi pare rău că n-a putut să-ți comunice 4 de cupe și 8 de săbii. Îi pare rău că n-a putut să vorbească cu tine din cauza la... prin ce a trecut el. De ce ai considerat tu că ți-a făcut rău spiritul ăsta? De ce curege sub diavolul? Chiar a avut o energie negativă și tu chiar... De ce curege de sub și diavolul? Pentru că... Nu! Pentru că era diavolul aici. Pentru că diavolul era împăratul ăsta, nenorocitul ăsta, care făcuse pact cu diavolul. Și pentru că diavolul pusese stăpânire pe spiritul tău. Ai înțeles? Prin pactul pe care îl făcuse nemernicul ăsta. Și diavolul i-a dat voie spiritului și l-a eliberat prin credința ta și prin puterea ta și acum vai de pielea lor. Vai de pielea lor. De ce l-a eliberat diavolul? Soarele și 4 de bâte. Pentru că... Asul de săbi și regea de cupe. Tu l-ai ajutat să elibereze. Credința... Te va elibera cu 4 de bâte și soarele. N-au ce să facă pentru că Dumnezeu este mai presus de tot și toate. Și dacă el a avut o tură pe acolo, aia a fost tura lui. Dacă el a trebuit să treacă pe acolo în staționare, el știa că o să iasă de acolo. De ce cu astea cupe? L-a eliberat pentru că a fost practic legată și dusă acolo altcineva. O, Doamne, trebuie să vii. Ceva are probleme mari de sănătate aici și este o chestie spirituală peste care nu poate să treacă. Nu o să aibă nicio forță să treacă peste ea. Anunț acum. Și sunt mai multe persoane care au crezut că este un joc fascinant să facă așa ceva și știu foarte bine ce au făcut, că au pierdut în fața justiției, pentru că spiritul ăsta n-au cum să-l potolească. Lui i s-a dat dreptul și dreptatea să ia pe indivizi ăștia.
pentru că el n-a avut liniște de când a plecat. Din momentul în care a plecat, la puțin timp, el n-a avut liniște pentru că imediat a fost preluat de indivizii ăștia care s-au, bărbatul ăsta și indivizii ăștia, familia lui, care s-a ocupat și ți-a făcut cu spiritul ăsta, a făcut lucruri necurate. Ce să le facem, domne? Să-și asume. Bye. Varianta cu numărul 2. Bun. Wow, a fost puternică varianta cu numărul 1. Dar să vezi ce sentiment am avut, să nu te mint. Deci simt din adâncul sufletului o mare bucurie. Vrei să te mint? Eu asta simt, o mare bucurie. Pentru că simt o dreptate, o eliberare, o bucurie, un final, un final al tuturor problemelor tale, al tuturor problemelor în care tu vei înțelege de ce s-au petrecut toate lucrurile astea și că el ți-a fost loial tot timpul ăsta. Și că dușmanii ți-au fost alții. Dar știi cum îmi place mie să spun așa, așa să fie. Dar ei vor pleca cu acest spirit. Uite ce mi-a sărit pentru mâine la tine. Soarele și patru de bâte. Exact ce am văzut la varianta numărul 1. Mâine ai parte de atât de multă fericire și abundență la varianta numărul 2. Este vorba despre ceva ce te va bucura. Pentru alții dintre voi primiți o vizită foarte drăguță din partea unei persoane care vrea să vorbească cu tine. Este o nouă dragoste. Parcă ești fericită, tragi draperiile, să intre soarele în casă, ieși afară, ai chef de activități. O zi și foarte bănoasă, o zi foarte îmbucurătoare, cu vești bune de dimineață date. Uite, vești bune de dimineață date, cu ce s-a terminat la varianta numărul 1, ca să înțelegi că ei au vrut să lege un înger. Păi tu te legi un înger? Ăla fusese un înger. Și nu o să intru mai multe detalii. Și vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2, mâine, 2 aprilie 2024, evenimente importante. Aici se face mare judecată, pentru alții dintre voi este chiar un proces, iar pentru alții dintre voi este o judecată divină. Judecată divină pentru tine, uite, pentru tine, regina de bute, și care ai și apă și foc. Este o judecată. Discuții mâine cu o persoană nouă sau o persoană care începe o relație nouă de dragoste. E ceva foarte frumos aici. E ceva foarte frumos. Ți se face justiție în bani, în primul rând, și în dragoste. Justiție pe partea financiară, în dragoste și în familie. Legat de toată neseriozitatea asta care a avut loc din partea lumii către tine, că adevărul s-a ținut să nu iasă la suprafață. Uite, judecata divină ți arată, uite, ăsta era adevărul, și ți arată în fața ochilor cum îți fac dreptate. Justiția și 10 de monede. Mâine toată lumea stă de la o parte, de mâine toată lumea este dată la o parte, ca ție să-ți vină destinul care este al tău și, cum se spune, să recuperezi o sumă de bani și norocul tău pe partea financiară, abundența, să-ți revină abundența. S-a terminat greutatea ta. Ce vine așa frumos către tine mâine cu steaua? 6 de cupe și spânzuratul. Deci e ceva ce așteptai. În primul rând, sunt foarte multe persoane aici care o să-și ceară iertare de la tine. Iartă-mă, 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 te rog, te implor, iartă-mă, te rog, ajută-mă, iartă-mă. Nu s-a ajuns pe nimeni în persoanele astea. Nimic. Să se roage la Dumnezeu. Mi-am spus, Dumnezeu pentru toată lumea. Să se roage la Dumnezeu. Că atunci când au făcut lucrurile astea sau au făcut lucrurile astea, individul ăsta nu s-a rugat. Uite, s-a terminat, spiritul se comunică. Plec, dar nu plec singur. Îi iau pe ăștia. Ok? Îți comunic, îi iau pe ăștia. Dar tu ești liberă, să fii fericită. Și tu și familia ta. Să fii fericită. Vă rog cu peșinul de săbii. Să fii fericită, că am terminat. Îi iau cu mine. Nimeni nu se mai apropie de tine. Nimeni nu mai are dreptul să-ți facă niciun rău. Ca să știi tu, asta îți comunică spiritul ăsta. Nimeni nu se mai apropie de tine. O secundă. Și ți-am creat un nou început în dragoste. Și ai un nou început în dragoste mâine. Oh, uite ce frumusețe aici. Este norocul tău și destinul tău.
Spune, îmi pare rău. Asta e talarea din seara asta. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Dar ce te așteaptă atât de frumos? Spiritul ăsta tot încearcă să spună, îmi pare rău. Îmi pare rău. Uite, o să-ți fac dreptate cu toți ăștia. Îți promit eu. Îți promit eu pentru că regret ce s-a întâmplat. Regret prin ce ai trecut. Iar berbec, uite-l. Cu regina asta să se vii. Că ai repetate rândurile aminții curata. De ce ai scăpat aici copii să vii și să vii? E speriat omul ăsta. E speriat rău. Vă spun dinainte. Și nu o fi el cu ceilalți miniți, se speriați rău. Rău! Și creșau, zice. Și regele ăsta de monede obsedat de tine. Deci fii atentă că era un rege de monede, era un berbec, era cineva din Taur Fecioară Capricornitele aici, Taur. Era cineva din, am văzut mai devreme, Gemeni, o femeie din Gemeni. Și mai văzut pe cineva din Rac. Ăștia pleacă cu spiritul ăsta. Și că nu plec cu mâna goală. Să știi că nu plec cu mâna goală. Ce te așteaptă așa frumos mine cu astea de butezi direct pe... Se șterge tot ce a fost din trecut. Extraordinar. Deci unii au rămas în spate. N-ai ce să... Nu ai cum să-i scapi vreodată sau n-au cum să scape. N-au cum să scape persoanele astea. Și nici nu cred că vrei să le scapi. Dar bani să fie conștientă de ce pleacă și de ce plătesc. Dar mai aud ca și mesaj plecarea lor o să fie chinuită. Chinuită cum te-au chinuit ei pe tine. Chinuită rău de tot. Ce te așteaptă așa frumos? Vreau să văd energie pozitivă pentru cei de la varianta numărul 2. Te așteaptă frumos cu justiția. Uite, tot încearcă să-mi spună ce-ai cumpărat tu și fraierul. Tot încearcă să spună că ia pe individul ăsta, deci nu tace. Că ia pe individul ăsta din berbec Gemeni. Hai de cap, tot mi-l repetă. Și tot mi-apare, deci el vrea să fie în toate talarea spiritul ăsta, de jur. Să spună, uite, ți-am făcut dreptate, hello, sunt aici. Nu sunt eu spiritul, spiritul spune, ok? Nu pleacă, deci are un mesaj important pentru tine, m-a zăpăcit. În dragoste, ce te așteaptă în dragoste cu degetul pe... Băi, nu se mai apropie nimeni de tine care ți-a făcut rău. Băi, nu se mai apropie nimeni de tine. Uite ce a fost de stagnarea asta. Uite că s-a terminat luna și diavolul. Ți-am făcut dreptate pentru toată perioada asta, spune. Și pentru copilărie și pentru tot. Iar eremitul cu turnul. Știi ce-ți comunică? Du-te, fii fericită, fii cu cine vrei tu. Vine o nouă dragoste. Vine o persoană foarte... Vine un bărbat care este foarte pasionat de tine. O să fii cu bărbatul ăsta și spiritul ăsta spune, puneți orice dorință, adică legată de relația asta de bărbatul ăsta, nici nu trebuie să spui dorințe pentru că o să meargă totul așa frumos. Și o să ai și alte opțiuni, o să ai de unde alege. Dar el îți comunică, bărbatul ăsta e cineva serios. Îmi doresc să fii cu el. Pentru că este cineva cinstit. Este cineva care te iubește cu adevărat. Și este o relație nouă pentru foarte mulți dintre voi. Te țin departe de toți indivizii ăștia pentru că n-au ce căuta lângă tine. Ți-am arătat în nenumărate rânduri cât de toxice au fost și ce ți-au făcut fostele tale relații și persoanele astea, bărbați ăștia. Taur, balanță, gemeni, berbec. Ți-am arătat ce toxice au fost. Nu mai au ce căuta lângă tine, tocmai de-aia nici nu mi-ai primesc lângă tine. Nu vreau unde ce e aici. Dacă i-am ținut departe de tine, am ținut departe de tine cu scop ca să nu-ți facă rău. Pentru că știam ce energie aveau. Asta îți comunică spiritul ăsta. Ia să vedem noua relație pentru cei de la varianta numărul 2 mâine.
2 aprilie 2024. Noua relație cu asul de bâte, 10 de pen. Regele de monede, vei fi cu o zodie de pământ. Dar de ce e frică omul ăsta de tine? A, e frică să vorbească cu tine? E intimidat? E rușinat de tine sau intimidat de tine? De ce are 9 de bâte și cavaler de preferat ăsta? E, posibil să fie cineva în care s-a jucat sau are pe altcineva și poate nu ți-a spus. De ce se teme sau de ce are reținerea asta cu noi de pișcare? S-a îndrăgostit de tine, știi cum? Pai de capul meu! Dacă e o energie pe care ai cunoscut-o nouă, îmi zici că tu stai topi după tine. E intimidat. Zice, cum, ce să fac, ce să fac? Că m-am îndrăgostit de femeia asta și am pe altcineva. Sau m-am îndrăgostit de femeia asta și ne-am spus că sunt cu altcineva. Sau ce am căutat eu cu altcineva și regretele cu 3 de cupe că a fost cu altcineva. Poate cu o femeie din Capricorn. Și că a mințit și a umblat cu altcineva și spune, păi m-am îndrăgostit de femeia asta rău de tot. S-a îndrăgostit regele ăsta de monede de tine cu astea pe. Că ești o persoană pozitivă, că te descurci singură și că ești o persoană, ești de admirat, ești o puternică. Că repetate rânduri te-ai ridicat și ai avut din nou un nou început și din nou un nou început și din nou și din nou. Ești o forță, ești echilibrată, responsabilă, știi să te și distrezi, să și muncești, să ai și grijă de tine, să nici nu depinzi de nimeni, te apreciază foarte mult, te apreciază foarte mult. Știi că e Taur, Fecioară, Capricorn? Cine e ăsta de mâine de care e necătă de mâine? Vreau să fie chiar fecioară. Deci are 6 de bute și soarele. Vrea să-ți acorde foarte multă atenție. Nu vrea conflict. Vrea un nou început cu tine. Și dacă e cineva de care te-ai, să zicem, că cineva care în trecut n-a fost tocmai corect, vrea să repete un nou început cu tine, să o ia de la zero cu tine. Adică hai să fim din nou împreună, te rog frumos. De ce vrea vorba de asta să-mi pace cu tine? Ei, am văzut că te iubește. Și a terminat-o cu cineva dintre cu 3 de sub univers și 6 de cupe? Păi spune-o de ce vrea să fie cu tine. Că spiritul ăla ia pe bărbatul celălalt. Da-aia. Care încerca el să interfereze. Și să stea în calea fericirii tale. De cine poate să stea în calea fericirii omului? Nimeni. Să facă regele ăsta de monede. Trigretă, la dată asta trigretă. Tu nu știi ce bute? Deci ar face orice ca să fie cu tine, de jur. Deci ar face orice ca să fie cu tine. Și cineva care s-a trezit dintr-o dată. Păi eu sunt îndrăgostit rău de femeia asta. Și dacă e o energie nouă, e cineva care e foarte îndrăgostit de tine. Deci a luat valul și îl intimidez și e un fel de... Mamă, dacă spun ceva greșit sau să nu mă fac de rușine sau să nu spun ceva aiurea sau mi-e frică să mă apropii, să mă apropii de femeia asta cum am îndrăgostit de ea. De ce e așa temător de tine, mă, atâta cum am de bute? De ce faci? N-are legătură un vărsător aici, el a lăsat un vărsător în spate sau nu știu care e faza cu vărsătorul ăsta. De ce cu regele de sub și 8 de cupe? Ești prea perfectă pentru el. Aoleu, cred că e cineva care în trecut te-a respins. Opa! De ce cu 7 de cupe și 4 de cupe? A, sau e cineva care a făcut o urâtă în trecut și acum dacă vine e frică că-l refuzi. Am înțeles. E frică că-l refuzi, că-l respingi. E intimidat pentru că în trecut ai vrut să fii cu el și s-a purtat rece cu tine. Iar acum lui e frică și poți să nu fi fost un trădător din prima variantă. Dar el te iubește, s-a îndrăgostit de tine. Aici nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Uite. S-ar putea să fie un bărbat divorțat. Un bărbat care a divorțat. Poți să fii divorțat de cineva.
De cine a divorțat observantul și ori a plecat cineva din familia lui? De cine a divorțat cu diavolul și de să vii invers? Bine, mie mi-apare că a divorțat de toată familia femei. Cred că a trăit odată cu toată familia femei, că familia femei a fost toată pe el. Deci el în mod normal a divorțat de regina asta de monede, care e Scorpion sau Taur. Dar tot Capricorn, dar mi-apare și regina de sâmbi și regina de cupe. Deci el a divorțat, cum se zice, de tot neamul ei odată cu ea. Cam așa ceva, pentru că acolo a fost ceva mult. Ce o să facă către tine mâine bărbatul ăsta? Are un greu el așa, de felul lui. Uite cât te regretă și te caută și e singur. Uite ce regrete are față de tine. Te regretă rău. De ce te regretă cu 5 de cupe? Că s-a comportat rece și s-a mișcat încet și zice s-ar putea să ajung să fie ajuns prea târziu. Pentru că femeia asta știe schemele mele și din start cred că nu mă mai crede și nu mai crede în mine. Nu mai crede pentru că în trecut m-am comportat oribil. Asta-s comunică oratul ăsta. Nu mai crede în mine pentru că în trecut m-am comportat oribil cu ea și ceea ce am făcut deja mă știe. Și cum ar mai crede acum, după atâta timp, după ce eu n-am luat nicio acțiune și am plecat și i-am dat ghosting, am dispărut din viața ei, pur și simplu subit sau am părăsit-o, am respins-o și am ales pe altcineva și poate nici n-ai știut că oratul ăsta era căsătorit. Deci e o poveste întreagă aici cu un individ care s-a îndrăgostit de tine, te iubește. Dar consideră că, că ajunge prea târziu și e temător să nu cumva să-l refuzi. A și mult orgoliu bărbatul ăsta că s-a jucat mult, dar s-a jucat pe norocul lui și pe dragostea lui și suferința lui, pentru că practic el te-a iubit. Dacă a făcut, că și tu l-ai iubit foarte mult, dar dacă a fost neserios, e problema lui. Ia să întreb ce vei face, pentru că o să scrie, ce vei face tu mâine către ora asta. Nu prea te încântă cu nouă de cupe invers. Ce face către el mâine? Marea preoteasă, moartea și 3 de cupe, 5 de pute și turnul. Ne. Nu știu ce să zic. Pentru că știi că te-a trădat. Ăsta e unul dintre trădătorii de la varianta anul jurul. Culmea că dintre toți bărbații ăștia ăsta s-a îndrăgostit de tine. A luat parte la toată șmecheria aia și el s-a îndrăgostit de tine. Și știe ce s-a întâmplat în toată treaba aia. Și de-aia e și temător, că spune, voi cum am putut să-i fac asta femeia asta? Îmi pare rău de ce i-am făcut, îmi pare rău că am trădat-o în halul ăsta, dar e și el pe listă. E și el pe lista numărul 1. Aia e. Și tu îi spui, știu tot planul tău, știu ce ai făcut, știu cu persoana aia, știu cum m-ai trădat, știu cum ai mințit, știu cum ai vorbit despre mine, m-ai lăsat la greu, ai plecat și acum vii să spui că mă iubești și da, te iubește și asta e karma lui. O secundă. Bun, ne-am întors. Eram mai mulți și ne-am întors. Bun, haide să vedem. De ce vrea bărbatul ăsta un nou început cu tine? De ce vrea să o ia de la capăt cu tine? De la început, de la... Măi, e ceva legat cu varianta numărul 1 cu 7 de bute și împăratul ăsta. Pentru că împăratul ăsta posesiv și ce ți-a făcut el ție ăla de la varianta numărul 1 iese de peisaj și de-aia. Dar acum să fiu sinceră cu tine, spun imediat, de ce cu 7 de bute și împăratul? Cop de săbit. Pentru că individul ăsta a ieșit din peisaj, karma asta s-a terminat, ok? E ceva final. Ce ai văzut la varianta numărul 1 și ți-a spus la varianta numărul 1 s-a încheiat. Acolo nu te mai poate accesa nimic. Și pentru că este singur, da, este singur și vrea să fie cu tine. Cum ai scăpat de fintida asta sau urmat ăsta? S-a terminat, pur și simplu s-a terminat acolo. Și regina asta de monede, care cine a fost Taur, Fecioară, Capricorn, care a ieșit din ecuație, el a părăsit-o. Ori a fost căsătorit cu ea, ori a avut o relație, săgetător. Deci toată chestia asta s-a terminat. Deci trecutul ăsta s-a încheiat. E o karmă încheiată. Hai să spunem că e o karmă încheiată. Și acum este loc de un nou început. Acum e decizia ta dacă vrei să accepti omul ăsta sau nu, să te împaci cu el.
Eu atâta vreau să întreb. Cărți pozitive dacă vine cu intenție serioasă, curată și bună către tine, și negative dacă nu și ascuns. Încă o dată. De ce e doi de bute? Ia uite. Nu știu ce e cu bărbatul ăsta, că se cunoaște cu individul ăla. Asta e ideea ce încerc eu să spun. Aici vreau să bat, că tu știi treaba asta. El știe ce a făcut. Na, el știe ce a făcut. Ori este cineva care s-a certat cu toți ăștia și a spus, eu o iubesc pe femeia asta sau lupt pentru ea, știe cu ce te-ai zbătut, lupt pentru ea, să fiu cu ea. Deci el a dat pe toată lumea la o parte, probabil un săgetător, văd berbec pe cineva din rac, scorpion, a dat la o parte ca să fie cu tine. Mai întreb o dată. Inclusiv pe regina asta de monede, care nu știu cine e asta, probabil o fi fost în legătură cu el, împărătea sau o fi fost o femeie care a trăit el mai în vârstă, sau mama copiilor lui, sau mama copilului lui, soție, fosta lui soție, au fosta, pentru că bărbatul ăsta a divorțat. Ori este în decurs de divorț. Încă o dată, cărți pozitive dacă vine cu intenție curată, regina asta de monede către tine mâine, sincer, curat, cu intenții bune, și negative dacă nu. Uite, vezi? Aia. Deci în Academia două ori, doi. Doi de bute, doi de pentacule și steaua. Mai spus, mă, de ce doi de pentacule și steaua aici? Vezi că e încă cineva din familia lui în peisaj. De ce e luna și... Ce, eu când văd luna... Și în clar viziunea mea, lasă ce văd în tarot, dar e încă ceva ascuns. Uite ce ți-am zis. Ideea e că nu ai vrea să mintă, dar e ceva pe jumătate spus. E ceva secret în trecut care el nu vrea să afli, dar tu știi deja de la mine. Aia e. Că se cunoștea cu indivizii ăștia. Care a fost legătura lui cu acești indivizi? E frică de tine să spună. Financiară. Au făcut niște colaborări nu prea tocmai creștine, să le spunem așa. Au făcut afaceri împreună. A depins financiar de femeia asta care avea legătură cu bărbații ea. Ori femeia care trăia să cunoștea cu bărbații ea. Legătura avea cu persoanele astea. Nu vrea să știe, nu vrea să știi că a avut o legătură o secundă. El nu vrea să știi că el a, nu vrea să știi tu că el a avut o legătură cu ăștia doi bărbați și cu femeia asta din Taur Fecior Capricorn. Asta nu vrea el să știi. Pentru că, uite, e divorțat, ți-am spus? E divorțat, Hierofantul 5 de monede. Dar el nu vrea să știi că se cunoaște cu oamenea. Nu vrea. E frică că dacă afli, îi zici pa din start. Oricum și așa, sinceră să fiu cu tine, nu știu dacă îl vrei. Pentru că reacția ta pe care am văzut-o n-a fost una tocmai ok. Pentru că tocmai că știi că a făcut parte... Pentru multe dintre voi, voi știți care este situația și cum rezonați. Poate a făcut parte dintr-un grup de prieteni sau cineva care te-a vorbit de rău și tu spui... Acum am mai vorbit de rău sau mi-ai făcut rău ăsta și acum vrei să fii cu mine, te-ai hotărât așa dintr-o dată, dintr-o grupă ăsta de oameni care mi-ai făcut rău până acum sau ai complotat împotriva mea sau ai fost de acord, ai râs cu ei la masă în timp ce îmi făcea rău și pagubă de bani sau probleme sau discuții sau bârfe, etc. Și acum vii să spui că vrei să fii cu mine. Ok? Poate să fie și chestia asta. Poate fi o chestie de colegi la locul de muncă unde lucrați împreună tu și bărbatul ăsta. Și el a făcut parte dintr-un grup în care tu erai exclusă și a vorbit vrute și nevrute cu grupul ăla și acum el s-a hotărât că vrea să fie cu tine. Mai vreau energie pentru varianta numărul 2, mâine 2 aprilie. Ideea e că, uite, tu nu mai vrei firimituri și resturi și ceva din trecut. Ai aici o nouă relație cu rege de cupe care poate fi bărbat din leu, poate fi bărbat din pești, leu. Sau să aibă foarte mult, poate are luna în taur bărbatul ăsta, ori are mult drac pe scorpion, leu. Este un bărbat, e cineva nou și pe tine te pasionează rău de tot cineva nou. Poate să fie peștiter. E ceva nou. Și trecutul nu prea te mai interesează, asta este ideea, că poate să scrie trecutul cât vrea.
Dacă ție ți s-a aprins călcâiele după cineva nou, e o energie nouă, e o relație nouă și te face extraordinar fericită și ai atât de multe de comunicat și în comun cu bărbatul ăsta, foarte multe. Regele de cupe cu steaua, cu steaua, cu soarele, poate și steaua. Ce, te-ai îndrăgostit sau te îndrăgostești? Ăsta e sufletul tău, pereche, regele și regina de cupe cu 6 bâte, 10 de monede, cavaler de bâte, soarele. Pasiune, nou început, frumos, ești interesată cu 6 de bâte, ești atentă la ce spune, conversații frumoase, ieșiri. O regina de monede rămâne în spate, probabil a fost și el cu cineva sau lasă pe cineva în spate cu moartea și regina de monede. Probabil e și el divorțat sau a terminat o relație cu cineva sau e în decurs de divorț, e un proces la mijloc, e ceva. Dar nu, ăsta e sufletul tău pereche. Nu mai pleci nicăieri, el rămâi. Pentru cei care ați cunoscut deja energia nouă, cu ăsta rămâneți. Dacă nu și urmează să-l cunoașteți mâine, bărbatul ăsta este cel cu care o să rămâneți. Și trecutul tot să înghesuie să se împace cu voi. Dar nu mai are nicio șansă. Nu mai are. Deci eu nu mai văd că bărbatul ăsta mai pleacă undeva. 6 de bâte? 6 de bâte? Da, uite, nu are succes altcineva în fața lui. Pentru că ești tare, uite, 10 de... Oricine ar veni, uite, de exemplu, a încercat să spun, încearcă să-ți atragă atenția regele ăsta de săbii. 10 de săbii cu îndrăgostiții, go away, nu mă interesezi. În trecut am stat atât de mult singură și am așteptat energiile astea, acum m-am vindecat și nu mă mai interesează, pentru că a venit energia asta nouă care mi-acordă atenție, îi pasă, este în totalitate cum vreau eu, este implicat cu mine. Asta spui tu. Cred că te îndrăgostești din nou, aud ca și mesaj. Cred că te îndrăgostești din nou. Să-ți fac regele ăsta de cupe către tine mâine. E ceva așa slow, drăguț și împăratul și marea preoteasă. Să-ți fac cât și... Mama asta lipsea, deci asta vreau să văd. Hierofantul și marea preoteasă. Marele preot și marea preoteasă. Doamnelor și domnilor, v-ați întâlnit sufletul pereche și sunteți amândoi persoane spirituale. După împărăteasa mă lipsește. Împărăteasa lipsește. Da. Nici nu e necesară că deja e completă ecuația aici. Împărăteasa lipsește de aici. Împăratul, împărăteasa, marele preot și marea preoteasa. Asta este o relație de tip suflete pereche, strălucitoare, magică, frumoasă, cu regele și regina de cupe, care o să trăiești dragostea vieții tale. O să trăiești dragostea vieții tale și vezi că te căsătorești cu bărbatul ăsta. Te căsătorești cu el. Te căsătorești cu el. Marele preot și marea preoteasă. Astea săbii și cavalele de săbii. Știi, când îl ții de mână, când vorbești cu el, când deci, tu vei ști că bărbatul ăsta nou, când îl ții de mână, sau pur și simplu vorbind cu el, tu îl recunoști dintr-o altă viață și știți cum se spune că atunci când îți cunoști sufletul pereche, știi pur și simplu că el este. Ai acel sentiment de calm, de bine, că nu se întâmplă nimic rău, că nu faci nimic rău, că e acasă pentru tine, tot trași să te duci către persoana aia, tot vrei să fii cu persoana aia. Deci am un sentiment tare frumos la varianta numărul 2. Și da, vreau să te anunț că stai sufletul tău pereche. Și vreau să spun că printr-o simplă atingere de mână, zici că nu mai vrei să-i dai drumul persoanei astea vreodată. Deci e o chestie... Și culmea este că, posibil pentru foarte mulți dintre voi, cu energia asta nouă, te-ai cunoscut sau te vei cunoaște într-o conjunctură de haos, în care nici măcar, probabil, erai cu persoanele astea în spate, erai într-o chestie urâtă, nici nu-ți închipuiai că persoana asta ar trebui să fie suflet pereche în toată aglomerația aia. Și acum, limpezindu-te și terminându-se la ce ți-am spus la varianta numărul 1, îl vezi într-o energie clară și tu pe el și el pe tine. Oricum, aud ca și mesaj că el de când te-a văzut prima oară știe că ești sufletul lui pereche. Tu, ca femeie, ai simțit ceva, dar erai mult prea acaparată de alte lucruri. Bun, varianta numărul 3, aici am tif hoț. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 3? Mâine... 2 aprilie
2024 evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 3. Aici se reîntoarce o sumă de bani la tine, în urma unui furtișa cu tif sau unei nedreptăți care a fost făcute de o persoană aici care a mințit. Și o persoană aici este speriată de dreptatea asta care se face financiară pentru tine, cum că e persoana care ți-a făcut răul. Dar dreptatea asta financiară ți se cuvine și vei celebra, exact, vei celebra. Pentru că este o dreptate financiară, este o sumă de bani foarte mare pe care cineva ți-a luat-o, ori este vorba despre o moștenire sau o dreptate care ți se alocă ție, tif, persoana asta se știe, este descoperită cine este persoana asta care ți-a făcut lucrul ăsta. Și deși, uite, patru de monede și diavolul, deși s-a încercat să se mintă în continuare, aici aud că cineva este prins, a fost prins, e o dreptate, 8 de săbii, închis. 8 de săbii. Da. Da. Aici se face o foarte mare dreptate în privința unei nedreptăți foarte mari care ți s-a făcut pe partea financiară și cuiva este frică pentru că știe foarte bine că asta odată este dreptate dumnezească și divină și pământească. Pentru că suma asta de bani este a ta. Și aud că asta vine către tine. Aud că nu vrei să auzi ce are de spus cineva din balanță, capricorn și fecioară. Nu te interesează ce au de spus persoanele astea. Nu vrei să auzi ce au de spus persoanele astea. Te plictisește, este o rutină, ceva, un repetiv. Aud că sunt niște persoane taca-taca, vorbesc tot timpul și nu te interesează. Uite, trei de cupe, eremitul. Este ca și cum stai la masă cu trei persoane și nu le auzi. Sau trei persoane încearcă să vorbească și tu nu le auzi. N-am chef de voi, mă plictisește. Pat de vândești, diavolul. Capricornul ăsta care a fost implicat aici, iar un capricorn, care are drum terminat, s-a terminat drumul, e împreună cu regele ăsta de monede pe care l-am văzut la varianta numărul 2. Culmea, hai să-ți explic, cum vine asta? Deci oamenii ăștia doi au divorțat, iar regele ăsta de monede acum te vrea pe tine, după ce și-a încasat-o cu femeia asta care poate este balanță capricorn, ori berbec femeia asta, sau fecioară, el e fecioară. El poate să fie fecioară, uite, cu trei de cupe. El acum, regina de săbii, regina de bute, vrea să fie cu tine sau vrea să-ți aducă o dreptate. Și să știi că chiar dacă... Nu, chiar o să-ți aducă dreptate, bărbatul ăsta. 8 de cupe invers. Întoarce cineva mâine la tine. Jocul cuiva explodează în fața aici. Cineva a crezut că este un joc, a făcut o chestie foarte urâtă. Uite, 7 de săbii. Te-a sustras o sumă de bani și a crezut că este un joc. Cineva a crezut că este un joc aici, dar jocul s-a agravat. Pentru că dreptatea se face pentru tine și cineva este închis aici. Nu mai are nici stânga dreapta ce să facă, pentru că persoana asta este responsabil sau responsabilă pentru ce a făcut. Și cineva aici o să-ți înapoieze bunuri, o sumă de bani, un prejudiciu, o dreptate, o moștenire, pământ, casă, ceva... Dacă au fost acte falsificate în vorba de o moștenire sau ceva, este sau o mamă vitregă, o mătușă sau cineva care ți-a făcut treaba asta din partea tatălui, aud, sau ceva ce s-a uitat în timp cu doi de bute de acum 2 ani de zile sau a durat de ceva timp sau pentru alții între voi aud, de ce aud casă naționalizată? Nu știu, că ceva se recuperează aici, ceva se recuperează, este vorba despre o dreptate. Se recuperează. Și aici un rol important au purtat doi bărbați. Da, am zis bine doi bărbați, dar vreau să zic că o femeie și un bărbat care divorțează în toată ecuația asta cu toxicitatea asta financiară și nedreptatea asta. Și bărbatul ăsta care divorțează vrea să-ți aducă ție o dreptate financiară. Și o să o facă. Pentru că e ceva ce el, uite, jocul cuiva a explodat în față. De ce vrea să aducă bărbatul ăsta dreptate financiară? Pașul de cupe și ierofantul, pentru că persoana asta consideră și, uite, marele preot și marea preoteasă, pentru că el este marele preot. Și pentru că, uite, 7 de săbii și 5 de monede, vrea să fie sincer cu tine și să spună asta am făcut, așa s-a întâmplat, îmi pare rău, vreau să mă ierți. Cineva vrea să-l ierți. Spune, indiferent de ce voi păți, dar vreau să mă ierți.
indiferent că am greșit și voi plăti, dar vreau să mă ierți. Persoana asta îți vrea iertarea și vrea să -ți facă dreptate. Ce vrea să-ți aducă toate 7 sabii și 5 monede? Pentru că consider că n-ai meritat să pățești lucrul ăsta și chiar nu l-ai meritat. Pentru că aici a fost o mare trădare. De ce cumpărătea asta și moartea? Și pentru că el a divorțat de femeia asta de care a fost trădat împreună cu alt bărbat. Deci bărbatul ăsta, acum am înțeles, un bărbat însurat te-a trădat pe tine pe plan financiar și el a fost trădat de femeia care trăia cu el, care a vrut să rămână cu banii respectivi pe care el i-a sustras de la tine, ea trădându-l cu alt bărbat. Și asta este răcorirea lui, în primul rând, că vrea să-ți aducă ție dreptate și vrea să spună tot adevărul. Deci mâine este o confesiune de tip shock out din partea acestui bărbat, la care tu nu te așteptai să facă așa ceva. Auzi o confesiune de tip șoc, care va șoca inclusiv femeia asta de care el a divorțat sau va divorța. Pentru că ea a crezut că o să rămână cu partea asta financiară, pentru că ea oricum n-a avut decât bani de la el. Regina de săbii, 10 de monede. Adevărul. Uite, regele de bute care îl trădase pe regele de monede. Ea l-a trădat pe regele ăla de monede cu regele ăsta de bute. Aia. Și ea știa foarte bine ce a făcut. Aia. Și uite, aici o judecată foarte curată care vine mâine către tine. Și bărbatul ăsta spune, asta este dreptatea ta, vreau să-și cer iertare și vreau să facem pace și vreau să facem lucrurile drept. Cineva asta spune. Știu prin ce ai trecut, știu ce ți-am cauzat, îmi pare rău și cred că persoana asta pierde și pe cineva. E o karmă pentru ce ți-a făcut ție, pierde pe cineva drag din familie. Sau a pierdut pe cineva drag din familie. Oricum cineva spune, știu prin ce durere ai trecut, știu ce ți-am cauzat, acum știu pe propria piele ce ai simțit, îmi pare foarte rău și indiferent de lăcomia acestei persoane care, nu știu care a fost ideea aici, că ți-a fost rudă sau cine a fost femeia asta, pe mine nu mă interesează și ce să pățească regina asta de săbii. 5 de bute și 9 de săbii. Asta e karma ei pentru că ea a participat la chestia asta. A fost o persoană lacomă după lucruri financiare. Ce cu 5 de bute și 9 de săbii? Ce să pățească curata și luna? E una dintre individele de la varianta numărul 1 din indivizia de care se ocupă spiritul ăla de care ți-am zis. Ok? Ori, pentru câțiva dintre voi am un mesaj, este posibil ca ea să fi purtat un rol pur și simplu în acest eveniment karmic, să spunem așa, cu justiția și judecata, ceea ce a trebuit să întâmple din altă viață, să vă reîntâlni, să întâmple lucrurile așa și aici, practic, să se facă dreptate pentru nedreptatea care ți se făcuse ție într-o altă viață, în viața asta să ți se facă dreptate, iar ea să fi purtat un rol, să spunem, karmic. Că din ce am văzut în cărțile alea, într-adevăr, o să aibă un disconfort foarte mare și o suferință exact cum ți-a cauzat ție. Dar ea să sustrage, nu mai vrea să audă de regele ăla de monede niciodată. Adică e ca și cum îi dă cale liberă ca el să-ți facă dreptate pentru că ea să sustrage. Îi pare rău, dar are prea multe probleme și griji de ale ei ca să mai poată să-și mai bată capul cu așa ceva. De ce o să aibă 5 de bute și 9 de săbii? În primul rând pentru că te-a trădat pe tine și va avea o conștiință foarte încărcată. Că ea a avut legătură cu femeia din Capricorn, cine a fost aia. Sau cu alte două femei. Și pentru că ea nu o să mai aibă parte de lucruri financiare mult timp de acum încolo. Se reîntoarce la ce vrei să te minți? 8 de cupe inverse și 5 de monede. La ce a vrut să-ți facă ție, la sărăcie. Și e frică că știe că o să ducă greu ăsta. Că regele ăsta de monede o întreținea. Ăsta care a sustras de la tine ce a sustras. Și ea, cu ajutorul lui, s-a pus, pentru că el o întreținea. El nemai fiind alături de el, văd că și familia lui îi întoarce în spatele. Asta e una dintre karmele ei. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem mâine.